După o muncă susținută și un ritm bun de lucru la grădinița din cartierul Ițcani, șantierul a fost suspendat, deoarece firma ar fi intrat în insolvență. Anunțul a fost făcut de primarul Sucevei Ion Lungu, care a și făcut demersuri pe lângă Ministerul Educației pentru deblocarea investiției. Potrivit edilului șef al municipiului, reședință de județ, clădirea este ridicată la roșu. Din păcate, acolo a fost o problemă. Firma care lucra la grădință și a lucrat destul de bine un an de zile, grădința este ridicată la roșu, este acoperită, a dat faliment, a intrat în insolvență, s-a reziliat contractul cu Ministerul Educației. Am avut săptămâna trecută o discuție cu doamna Leca, cu Ministrul Educației, și am rugat-o să asigure din nou reluarea licitației, pentru că s-a făcut inventarierea la stadiu fizic anul trecut în noiembrie și a participat și din partea primăriei la Ministerul Educației, din partea ADR Nord-Est, s-a făcut această inventariere, știm exact ce mai este de executat acolo, dar răspunsul pe care l-am primit spune că lansarea procedurii de licitație urmează a fi realizată în perioada următoare, după obținerea suplimentării bugetului proiectului. Și am rugat-o cu doamna ministru să suplimenteze corespunzător bugetul proiectului, pentru că tocmai de asta s-a reziliat contractul de acolo, că a fost subevaluat, constructorul n-a mai putut să ducă lucrarea la bun sfârșit. I-am spus doamnei ministru, care, mă rog, într-o videoconferință, era cu mai mulți angajați minister, domnul Păunică și alții care știu de peste 10 ani de zile, și am spus că nu vrem să mai trăim acea situație care am văzut la Suceava, am terminat o grădiniță începută în Ministerul Educației după 15 ani de zile. Doamna ministru m-a asigurat că va face tot ce este posibil să suplimenteze bugetul, să actualizeze indicatorii practic pentru cei ce mai este de executat. E păcat de Dumnezeu, mai ales că, încă o dată spun, grădinița este ridicată, este la roșu, cele două grupe pe care azi stau în două case, care putem discuta și acolo de risc seismic, când ne-am făcut expertiză, le vom muta în grădința nouă, cât mai mult să impunem să terminăm această grădiniță nouă.